Nu avem ambulanțe, dar investim în morgi mobile. Sunt criticile adresate astăzi autorităților de către deputatul USR Emanuel Ungureanu, nemulțumit de dotările care există la nivelul spitalelor și al inspectoratelor pentru situații de urgență, dotări cruciale în cazul unei catastrofe. Reprezentanții ISU îl contrazic. Morgile mobile au venit printr-un program european și sunt foarte utile. Ungureanu susține că după un cutremur catastrofal, infrastructura spitalicească va cădea prima, iar pacienții din unitățile medicale vor fi prinși ca într-o capcană. Ambulanțele sunt vechi, cu peste 800.000 de kilometri la bord, personal puțin, mașinile de intervenție ale pompierilor sunt vechi și personalul este insuficient. Lista cu ce nu avem este interminabilă. Vestea bună este că statul român a investit în câteva tiruri uriașe care pot transporta zeci de morți. Una dintre aceste morgi ambulante uriașe a fost achiziționată pentru regiunea Cluj și este staționată în Turda. A costat peste 300.000 de euro. Eu aș fi cumpărat 3 ambulanțe noi pentru clujeni. Dar guvernul PSD știe că a construit un sistem de sănătate în care moartea este o certitudine. Viața, o probabilitate, a scris deputatul pe Facebook. În schimb, reprezentanții ISU spun că aceste mașini pentru transport mortuar vin de la Uniunea Europeană, printr-un proiect care include și alte tipuri de autospeciale. Mai mult, acestea ar fi foarte utile în cazul unor calamități. Autospecialele au rolul de a îmbunătăți toate aspectele ce țin de răspunsul oferit ca urmare al calamităților sau dezastrelor, ce pot afecta comunitățile din țara noastră, dar și pentru a fi capabil de a acorda sprijin de specialitate în cadrul mecanismului european de protecție civilă și altor state care pot să fie afectate de dezastre, având în vedere sunt necesare a fi luate și acțiuni organizate pentru gestionarea persoanelor care își pot pierde viața într-un astfel de eveniment. Este important să existe facilități pentru a păstra și transporta persoanele care și-au pierdut viața în condiții care să permită ulterior identificarea și predarea către aparținători a acestora. La nivel național, proiectul finanțat de Uniunea Europeană, în care sunt incluse și aceste morgi mobile, are o valoare de 35 de milioane de euro.